Potrivit datelor oficiale de la Direcția Generală Permisă de Conducere și Înmatriculări, Ministerul Afacerilor Interne, la data de 31 decembrie 2023, erau 144.500 de autovehicule înmatriculate în municipiul Iași. În cursul anului 2016, în Ieși erau înmatriculate 88.000 de autovehicule, a anunțat Mihai Chirica, întrebându-i pe Iașen pe pagina de Facebook ce este de făcut. Este clar că primăria Iași nu a oferit până acum soluții de fluidizare, deși alte municipalități din țară au făcut pași concreți. 6 benzi pe un sens în Brașov, peste 10 parkinguri supraterane construite în Clus sau 7 pas Rutiere construite în centrul Oradei. Peste 108.000 de mașini înmatriculate în Iași sunt deținute de persoane fizice, iar 41% dintre acestea au norma de poluare Euro 3 sau mai mică.